despre ordinea de zi avem dispoziția numărul 326 și ca puncte pe ordinea de zi avem aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din 07.12.2017, proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Dărmănești. Proiect de hotărâre privind stabilirea de impozite și taxe locale pe anul 2018 la nivelul Comunei Cleja. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția construire teren de sport multifuncțional în satul Cleja, strada Pieței Comune Cleja. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, pe bază în 2017, ca urmare a referatului compartimentului de sort numărul 9146 din 13.12.2017. Și mai avem diverse probleme. Mai avem suplimentare pe ordine de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și avem proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice, respectiv programul anual de achizițiilor publice aferente pe 2017, aferente anul 2018. Așa, bun. Dăm drumul la... prezența. Domnul consilier Pentrea Ștefan a anunțat că nu poate să vină. Așa și domnul Bobulici. Valentin Afară. Deci, supun la votul. Cine este pentru? Și supun la vot procesul verbal. Cine este pentru? Eu trebuie să mă abțin, cred că n-am fost, nu? Dar ați avut la vot. Nu e problemă. Ai citit, știi. Deci sunteți stand-ul, da? Începem cu proiectul de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău orașului Dărmănești. Având în vedere adresa DIS Bacău numărul 2547/29/11/2017 înregistrat la Primăria Cleja, referatul structurii de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, numărul 8902 din 5.12.2017 aprobat de către ordonatorul de credite, expunerea de motive a primarului Comunei Cleja, județul Bacău, prin care se arată necesitatea, oportunitatea, legalitatea și urgența adoptării unei hotărâri privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău orașului Dărmănești. În baza articolului 45 aliniatul 2 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată în anul 2007 cu modificările și completările ulterioare, propun adoptarea unei hotărâri din cadrul ședinței din luna decembrie 2017 cu următoarele puncte. Articolul 1. Se aprobă excluderea din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Salubrizare Bacău a orașului Dărmănești. Articolul 2. Se aprobă analizarea și calcularea consecințelor economice financiare ale excluderii prevăzute la articolul 1 din prezenta hotărâre, precum și recuperarea sumelor corespunzătoare de la membrul Asociației Exclus. Articolul 3. Se aprobă modificarea actului constitutiv și statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, corespunzând prevederilor articolului 1 din prezenta hotărâre. Articolul 4. Se împuternicește domnul primar Iștoc Petru, având calitatea de reprezentant al Comunei Cleja, în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1, articolul 2 și articolul 3 din prezenta hotărâre în adunarea generală a Asociației. Articolul 5. Se împuternicește președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău pentru ca numele și pentru județul Bacău să semneze actele adiționale privind modificarea actului constitutiv și statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Articolul 6. Primarul și personalul aferent compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate vor duce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri conform prevederilor legale care reglementează acest aspect. Articolul 7. Împotriva prezentei hotărâri se poate face contestație de cei interesați în condițiile legii contenții scrierii administrativ numărul 554/2004 cu modificările și completările ulterioare. Articolul 8. Prezenta hotărâre se va comunica instituției prefectului județului Bacău, primarului Comunei Cleja, județul Bacău, compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ADIS Bacău, și va fi adus la cunoștință publicului, conform prevederilor legale care reglementează acest aspect. Dacă
Sunt probleme pe marginea acestui... sau sunt întrebări? De fapt, de ce se excluge? Haideți să... E o problemă. Cred că și noi o să avem și fiecare comun o să aibă. De exemplu, ei fac acolo cu Romprestul. Serviciile sunt asigurate de Romprest. Ca și unitate care fac lucrările acestea, ei sunt mult mai scumpi decât Soma, ca să spun așa. Și nu o să avem posibilitate de a plăti. Și atunci au avut această problemă. El nu și-a achită datorii față de această unitate și probabil că de asta și... Da. Și la Soma, nu știu, contractul este prost făcut, eu după părerea mea... Am văzut adresa aia de la Soma, am trimis o adresă în care se închide celula 1 și se va deschide celula 2 și firma care a preluat celula 2 pentru că e privat își pune niște condiții și niște tarife. Și dacă ei vor scumpi tariful ăla din depozitarea deșeurilor la celula 2, Soma trebuie să mărească tariful pentru primării la fac deja mai 150 lei. Cu tonă de deșeu colectat, dacă se mărește tariful la celula 2, va trebui să mărească și la... Și automat, nu știm nici cu prețurile, pentru că noi plătim 150 acum pe tonă, am lăsat de care stăm bine, am încasat banii de salubrita, deci ne-am cam fost serviciu pe cost. Dar nu știm dacă mai mărește, plus o să mai bage și taxa aia, nu știm încă aia cu fondul din mediu, care se plătește când am colectat selectiv nu știu ce cantitate de deșeu, vor fi foarte mai facturi la Soma. Mai apare o problemă. Indiferent dacă noi discutăm cu cetățenii, ca cetățenii să nu arunce și cantitatea, să diminuăm cantitatea de deșeu, tot degeaba cetățeanul tot atâta plătește și atunci nu poți să vii la cetățean, spune, domnule, nu mai pune buruiana și nu mai știu, el zice, domnule, plătesc bunoi. Nu poți să-i spun că dacă tu nu vei pune în acest tomberon, cum să spun, deșeurile menajere sau ce pui tu acolo așa, care poți să le pui în grădină, să devină compost, atunci ați scad tariful. Degeaba, tu tot 4 lei. Nu știu, contractul a fost făcut prost, în continuare cum mergem, ni se impun anumite anumite costuri, ni se impun pur și simplu și nu avem un control. Nu știu ce o să iasă. Oamenii nu au bani și știm acest lucru, unii plătesc, alții nu plătesc, n-ai ce să le iei. Într-un fel, vine curtea de conturi și zice, dacă ai dat din bugetul local, te sancționează și trebuie să n-ai voie pur și simplu. Pe altă parte, tot la fel, ei ne obligă pe noi să strângem. Dacă avem un furnizor de servicii, ar trebui să facă contractul direct cu furnizorul de serviciu cu clientul. Cu... Și atunci nu mă interesează nimic. Dar așa suntem într-un cerc vicios, nu știu când o să ieșim și cum o să ieșim, dar din ce în ce problemele o să fie mai grave. Pentru că costurile cresc. Nu știu ce o să iasă, este primul, acum e Dărmănești, dar o să urmeze și alte comune și alte comune. Sunt sigur de chestia asta. Am vorbit cu alți primari care fac tot felul de, cum să spun eu, găsesc tot felul de soluții, ba iau cu remorca ca să mai diminueze cantitatea și care la limita legii, ca să spun așa, am încercat și noi aici să facem acest lucru cu mașina noastră, dar ar trebui o conștientizare a populației ca eu să nu iau gunoiul și să-i duc undeva, pur și simplu pământul care mătură din ograda, verdețul, buruiana, ce spune el, asta se pot lua eu și atunci să scadă cantitatea de deșeu. Nu știm unde, cum va fi, eu vă spun că, sigur, sunt sumbre previziunile noastre, dar deocamdată, dacă sunteți de acord ca să îi scoate pe ăștia, sunteți de acord, dacă nu spuneți nu și gata. Eu, frate, din alte case. Cum? Croșa de la Dărmănești și au dreptate. Am mâncat pe Itele și au dreptate de dreptate. Așa este, au dreptate. Și nu numai cei de la Dărmănești, cei de la Mănești, ce aș treabă-și la ei. E scru din pe ei, nu crește costul. Nu ai nicio legătură cu costul, pentru că fiecare comună își plătește gunoiul lui, practic. Dar ei, ca firmă, o să rotunjească ca să-și câștige așa? Deci vreau să spun că aici nu e cazul, nu e cazul nostru, noi suntem cu Soma. Acolo e Romprest. Deocamdată
și următoarea licitație, am înțeles că până la urmă totuși ne va prelua tot Romprestul. Nu știu care va fi și cum. Bun, dar așa... Să rompre, Soma merge pe alte județe. Cotizația aia care eu plătim, comuna, da, nu o să crească. Dar tu plătești la cantitate, la număr. Cotizația. Băi, cotizația va crește conform contractului. Avem un contract care se actualizează din... Este, nu, hotărârea este că comunile au un tarif, orașele nu au pus pe număr de membri cât sunt în ADIS. Este o hotărâre a ADIS-ului în care orașele au o sumă de și comunile pe număr de locuitori plătim taxa asta. Și atunci de ce trebuie să votăm noi excluderea? Păi pentru că sunteți membri. Și Comuna Cleja este membru și atunci toți membrii trebuie noi să suntem asociați, domnilor, într-o... Suntem asociați într-o firmă, da, nu? Dar de ce să nu mergem noi în continuare cu cel care colectează acum deșeurile? Pentru că dacă o să trecem la Romprest, o să pățim da, exact da, ce-a pățit da, ce da. Nu, să nu înțelegeți că nu mergem. De un contract acolo. Se termină contractul. Termină, acum se termină perioada în care, pentru care i-au licitat. O să urmeze o altă licitație. Mai au doi ani. Mai au doi ani. Doi ani și ceva. Sigur, din martie. Dar acum, pentru că s-a schimbat la celula... Adică s-a umplut, se închide celula 1 și începe celula 2, costurile o să crească. Asta vreau să spun și vine din partea lui Soma, practic, nu din partea ADIS-ului. Da, dar lui Soma îi se impune de se impune. Și deține celula 2. Sigur, și costurile vor crește și cu Soma, nu... Da, dar tot ajunge la Romprest. Așa este, da. Deci mergem cu Soma deocamdată, nu se pune problema. Atâta timp cât Soma are contract, mergem cu Soma. Deci e vorba ce se licitează la ADIS. Dacă Soma câștigă la ADIS, câștigă, dar mă îndoiesc. Câștiga, situația, că... cred că la nivel de țară nu este rezolvată. Deocamdată, în județul Bacău, nu suntem decât 9 comuni care mergem cu Soma. Și contractul, dacă se termină, tot la fel putem prelungi. În continuare, ca să mergem da, cu ei. Dar prelungim noi sau prelungim? Da, da, aici se poate pune niște condiții. Câștigă Romprestul licitația? Aici e vorba de lege, nu vorbim noi cum se poate. Soma nu știu dacă îndeplinești, pentru că în documentația de licitații au băgat condiții foarte restrictive. Păi Soma ar trebui să cumperi nu știu câte utilaje noi nouți. Nu acceptau să vin la licitații cu mașini vechi, am înțeles. Așa. Da, deci un capital așa, care Soma nu cred că și investește acum alte mașini noi nouți, că așa de dragul de ea. Soma, dacă vreți să știți, a preluat și Sibiu. Sibiu, păi eu ce zic, ei se îndreaptă spre Sibiu și... Atunci, de ce au preluat ei Sibiu și n-au preluat Romprestul? Din cauza că au un preț mai mic. Că în momentul când ai mărit prețul la gunoi, știți ce este. Dar ce crede noi vrem? Păi nu că nu vrem, dar vrea că se poate pune piciorul în prag la treaba asta. Cât la sută reprezentăm? Așa este cum spuneți. Spune și mie. Cât la sută reprezentăm noi? Comuna Cleja. Bun, hai să vă spun o chestie. În momentul când o prelua Romprestul, a venit și la noi tot la fel cu documentația că vrea ca să câștige și Cleja și așa mai departe. Noi n-am fost de acord cu treaba asta. Și a rămas 9 comune care, într-adevăr, la acele ședințe care au fost la Direcția Agricolă și au fost și de la noi, și domnișoara secretară și domnul vice au fost, așa, n-am fost de acord. Și unde au rămas cele 9 comune care mergem tot cu prețul ăla mic. Da, da. Iar ceilalți care au cedat, unde merg cu prețul ăsta, dublu. Da. Deci nu suntem nici noi de acord, să nu credeți că noi păi suntem de acord. Păi să nu fim de acord cu treaba asta, că atunci... Problema e să nu fim de acord. Să nu fim obligați? Da, nu știu dacă te poate chiar obligat ca să-ți da, trebuie să găsim o altă formulă. De, dacă găsim, vrei să fii, formule. De exemplu, cu Soma sau nu vrei să fii la ADIS, să găsim o soluție ca să nu mai să fim facem independenți. Facem o creație de selectare în fondul european. De exemplu, este Sascutul, care are mașină, are tot, nu îi se permite. Nu îi se permite la intrare, nu în rampă. Păi, de, și atunci, ce faci? Care e soluția? Nu, nu-ți permite. El are tot și plătește, e cu Romprestul. Și plătesc unitățile economice, plătesc foarte mulți bani, îți iau 1 milion nu știu ce pe persoană sau indiferent că produci, nu produci. De unde să dai banii ăștia? Adică, practic, eu moară pe cetățean. Pe cetățean. Știți că domn primar la care e deputat, adică sau ce, la Comănel sau de unde era domnul Înaltuț așa și Brunet? Care venea pe la ședințe tot timpul și punea problema că el vrea să-și deschidă rampa lui propriu, ori Comănești? Da, Comănești. Domnul ăla înalt, care e acum deputat, am înțeles. Nu, 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 e tot. Nu, Miron. Miron tot. Da, Miron. Deci el își face stații și nu știu dacă mai reușit ce făcut sunt. Bine, până la urmă e Comănești, până la urmă e un oraș, până la urmă este departe, adică s-are alte auturi, dar tu ești aproape aici de oraș, nici n-ai cum, n-ai...
avizele și... Și așa dar... avizele în n-ai cum să... Deci asta este, vreți să votați, votați. Da, trebuie să votez. Da. Dacă nu mai sunt discuții, cine este pentru? Vor ei să iasă. Câte voturi pentru? 14? Nu, ei vor vota, nu. Și atunci cine vor să iei? Ei vor, adisul te obligă să îi scoți afară și ei vor plăti daune. Nu, ei nu vor. Practic, pentru că nu plătesc aceste, nu plătesc. Dacă nu vor ei, de ce să... De ce să votez? Nu se mai votează. Păi lăneci, nu? Păi nu lăneci dacă vorba aia, dacă spui că ei nu vor, vor să scoată adisul. Păi da, adisul te joacă cu vor ei. Nu trebuie să facem cine dictează cineva. Păi da, nu trebuie da, să facem. Așa o să facă și cu noi dacă așa, nu am așa, o să vă duc și cu noi. Așa, așa de bine de rău să vadă că cineva da, e potriva cine lor. Deci vreau să vă spun că toate comunile au probleme care ies când cu rompestul. Și încet, încet, încep să curgă doar, nu? Da, dacă nu o să vadă că au câteva comune care nu sunt de acord cu ei, nu o să mai fie problemă. Deci nimeni nu, ridică, nu se ridică împotriva lor, ci ei fac ce vor, ci cu prietul și cu toate ce. Păi, tocmai de aia, nu trebuie să fie de acord cu ei. Haideți să încercăm și mai să supunem la vot. Reluăm? Și reluăm vot. Ce este pentru nimeni? Nu vă gândiți că ei, în momentul când au preluat aceste comuni unde au licitat, imediat au plecat cu preț dublu. Da. Plecând cu preț dublu, au lovit în cetățean, în primul rând. Nu au lovit în altcineva. Eu cred că ar trebui să schimbăm... De ce să nu reducă și ei? Așa este. Eu cred că ar trebui să schimbăm aceste contracte care sunt prost făcute. Bine, refer, comuna cu adisul. Unitățile administrative cu adisul. Adică să vedem, poluatorul plătește în funcție de cantitatea pe care o duci. Dacă eu nu pot impune cetățeanului ca să diminueze cantitatea pentru că același preț plătește, cetățeanul niciodată n-a fi, dacă nu o să fie interesat ca să nu mai bage atagul în tomberonul ăla. Pentru că așa e contractul făcut. Ar trebui să schimbe contractul în care să spună, domnule, tu dacă ai adus 10 kg, 10 kg plătești. Și atunci este interes direct. Așa? Și care nu scoate niciodată tomberonul ăla. Sunt bătrâni care nu scot. Tot plătesc 4 lei sau nu știu ce. Nu e corect. Ar trebui, bă, ce cantitate mi-ai făcut, asta plătești. Ca să fie un interes din partea cetățenilor. Altfel nu există interes și cărăm acolo așa, cărăm toate bunoaile și de la porci. Problema că se poate să punem. Putem să punem partea care arde, hărtii, alea, alea, într-un alt țar. Și să vină mașina frumos, te ducem undeva și le dăm foc. Nu vreau mă duc la ea. Nu, dar și vreau mă poate, dar vine așa și mă întâlnesc. Haideți să ridică încă dată să punem la vot. E invers atunci, gata. Deci supunem la vot, reluăm din nou. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Deci proiectul de hotărâre nu a trecut. Și nu este hotărât. O să... O trecută fără... O să le vină luna viitoare. Deci... O să le vină luna viitoare. Care ce? Dar nu mai e luna viitoare. Nu a trecut și cu asta, cu asta. Să vedem, să vină să ne convingă pe noi, să ne... pentru că... Deci, ce a fost rămâne la stadiu doar de proiect. Nu? S-a transformat în hotărâri. Vom comunica la ADIS, ca urmare a adresei dânșilor, că a fost supus spre aprobare cu ordinea de zi, dar... Nu s-a aprobat. Trecem la următorul proiect de hotărâre privind stabilirea de impozite și taxe locale pe anul 2018 la nivelul comunității județului Bacău. Ați avut la MAPO două luni jumate, aproape trei luni de zile, ați avut timp de suficient să studiați. Dacă aveți ceva de spus? Aveți ceva? Cineva? Bun. Dacă nu este nimic de discutat, să punem la vot. Cine este pentru? 14 pentru, da? Trecem la următorul proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția, construire, teren de sport multifuncțional.
primar în satul Cleja, strada Chesei, comuna Cleja, județul Bacău. Tot la fel a fost dosarul pus la mapă, ați avut timp să-l studiați, dacă aveți întrebări. Dacă nu sunt întrebări, sunt la vot. Când s-a apucat de teren? În primăvară. Ne dă bani. Să pun la vot. Cine este pentru? 13 pe M.B. Și abținere. Trecem la următorul proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru Comuna Cleja, județul Bacău, pe anul 2017, ca urmare a referatului compartimentului de resort numărul 9146 din 13-12-2017. Îi dau cuvântul doamnei contabile. Vă explică dumnea ei despre ce este vorba. Deci ne-au luat bani din 1106 din echilibrare, au luat 5.000 de lei și ne-au dat la sume din impozitul pe venit și am pus la anumite capitoluri unde mai am nevoie de bani și am mai primit și de la Consiliul Județean dar era suplimentare. Aici este. Suplimentare. Deci așa am primit de la finanțe, la sume din impozitul pe venit și i-am defalcat. Capitolul spune că cheltuim, nu. Cu păstrăm. Să duc în excedent. Și eu iau la... Numai din TVA e bani. Dați-mi conci. Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, să punem până la vot. Cine este pentru? 14 pentru, da? Și tot la fel, mai avem un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local Comuna Cleja, județul Bacău, pe anul 2017, ca urmare a referatului compartimentului. Asta e venit de la Consiliul Județean, adresa e. Ne-au dat și ei din impozitul pe venit un 7.000 de lei. Ca să ne... Deci vreau să vă spun că acum nu mai e că e PSD, că e PNL, tot județul 1.000, 7.000 pentru toată lumea. Să nu credeți că la primările vecinate o da mai mult. Nu. Asta este... E de Moș Crăciun? Unde aici? Banda cadou. Ajunge de cadou pentru angajații primării? Nu, nu. Nu, 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 nu. Mai puneți de la buget. Da, cine este presupun la aici, cine este? Nici nu știu, trebuie să votez că ai primit banii? Păi da, nu este proiect de hotărâre. Poate domnul nu-i convine, nu le-am pus eu. Cine este pentru? Mai să da. Și ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice, respectiv programul anual al achizițiilor publice aferente anului 2018 Comuna Cleja, județul Bacău. O să-i dau tot doamnei contabile. Conform legii 98 al achizițiilor publice, în ultimul trimestru al anului pentru anul următor, se întocmește strategia privind achizițiile publice împreună cu planul, care reprezintă totalitatea proceselor de achiziție publică planificate de a fi lansate de autoritate pe parcursul unui an bugetar. Strategia se aprobă în ultimul trimestru al anului pentru anul următor, dar după aprobarea bugetului și cu sumele care vom avea, putem rectifica planul anual și strategia, bineînțeles. În planul anual, dacă ați văzut, am trecut deocamdată doar lucrările ce știm că se continuă și cu materiale, cu instituții ce trebuie, toate proiectele pe PNDL care sunt în derulare și deocamdată cam atât. În funcție de buget vom actualiza și vom mai pune și alte investiții. Momentan, dacă nu avem sume, nu știm exact ce se face. Dar trebuie aprobată în ultimul trimestru la anul. Dacă sunt discuții? No. Dacă nu sunt, declar ședința închisă. Să pun la vot. Cine este pentru? 14 pentru. Bine Crăciun. Da, și aceasta fiind spus, se declar ședința închisă.